Dragile mele, vreau să vă spun ce diferențe mari dintre saloane sunt între clinici, așa că dacă decideți să vă măriți buzele, bine, ele sunt super umflate acum, deci nu vă uitați, astăzi le-am pus. Dacă decideți să faceți lucrul ăsta, nu mergeți, așa cum am făcut eu prima oară, la oferte, că e puțin mai ieftin, că poate, ok, financiar e uneori mai greu, dar sincer chiar face o diferență foarte mare. Pe mine m-au învățat cei de la salonul de astăzi că mi-e migrase acid în partea de sus, aici și aici, și m-a învățat și cum să fac. Deci dacă faci așa, mie mi-e greu să fac acum pentru că sunt avea puse, dar dacă îți muști așa și faci, vezi aici efectiv o umflătură, deci e vizibil, am văzut-o și eu. Dacă nu-mi spunea doamna doctor de astăzi, de chestia asta, nu aș fi știut niciodată, nu aș fi avut nicio idee. Deci ea mi-a spus că din cauza asta, că emigrează acidul uneori, se întâmplă să avem acel botic de rață, pentru că el emigrează aici și automat îți ridică chestia așa și tu ai un botic de rață. De aceea eu acum o să trebuiască să-l topesc, deci dacă îl topești de aici, că îți spune doar aici, nu-și topește tot acidul din buze, dar o să se mai ducă și acid din buze. Altfel nu se poate. Apoi dacă îți mușc buza de jos, asta chiar nu am cum să o mușc, e super tare. Poate să fie din cauza doctorului dacă a forțat linia buzei, așa cum mi s-a spus astăzi, dacă a forțat linia buzei, conturul buzei efectiv, acidul o să migreze aici în partea de sus, o să se ducă din buze, o să fie aici o umflătură, care dacă nu-ți muști buza așa, nu vezi, adică nu e neapărat vizibilă, dar îți creează acel efect de botic de rățușcă pe care niciuna dintre noi nu ne-l dorim.